Noul an universitar a venit la pachet cu multe schimbări în rândul universităților. Pe lângă prețurile majorate pentru cazărire în cămine pe alocuri cu aproape 100 de lei, acestea nu sunt singurele schimbări făcute. La Universitatea Ovidiu din Constanța s-a schimbat și regimul parcărilor. Astfel, studenții care făceau cursurile în corpul B știau că au disponibile multe locuri de parcare. Acum situația este contrară.